Urcați în fiecare zi cu lemnele. De cât timp vă chinuiți așa? Zilnic, municipiul Orșova răsună de zgomotul produs de topoarele de spart lemne. În oraș nu există încălzire centrală de aproape 20 de ani de zile. Avem un coteț acolo pe Ogaș, le ducem acolo, o baracă din asta, le dă, du-le acolo, du-le. Urcăm 3 etaje cu ele, că stăm la etajul 3. Asta e. E greu, dar ce să facem? Cel mai dificil este totuși pentru cei care locuiesc în blocurile turn. În Orșova nu funcționează niciun lift, iar oamenii cară lemnele în spinare și până la ultimul etaj. Lemnele le luați și la ce etaj le urcați? Etajul 8. La etajul 8 merge liftul? Nu. Și cum le urcați? Spate. E greu? Foarte greu. De cele mai multe ori, sarcina de a sparge lemne revine femeilor. Bărbații sunt în general la serviciu până după amiaza, așa că greul de a face și a întreține focul le revine acestora. Am mai dus muierile rău și la muncă și acasă și curățenie și mâncare și de tot. Așa că Orșova este poluată cu fum de la cele peste 5.000 de locuințe care se încălzesc cu sobe. Mai rău decât atât este că în oraș nu există nici măcar un depozit autorizat să vândă masă lemnoasă, iar oamenii merg kilometri buni până la ocoalele silvice să ia lemne. Seara ieși în oraș, nu poți să respiri de la sobe, de atâta fum. Dar lemne de unde cumpărați? Aveți depozite pe aici? Nu avem depozit aici. Așa că zilnic câteva mii de orșoveni fac focul în sobe. Trebuie să cumperi lemne, să cureți, să faci cam mizerie. Scoți cenușa, să faci praf. Lipsa încălzirii centrale în municipiu a dat orașului un nou nume. Mai nou, Orșova este cunoscută și sub denumirea de Orașul Burlanelor.